Salut și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. În cele ce urmează, o să vorbim cu un antreprenor de succes în sectorul Horeca, care a reușit o dezvoltare sustenabilă a lanțului de restaurante alături de partenerii de afaceri. O avem alături de noi pe doamna Liliana Farmache, antreprenor și unul dintre fondatorii celui mai mare lanț de restaurante de tip fast food, fructe de mare și pește, cu cea mai rapidă creștere din industria de profil. Bine ați venit la Banii Mișcare și mulțumim pentru acceptarea invitației. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Bine v-am găsit. Haideți să vedem cum a fost business-ul înainte de pandemie. Ne uitam pe situațiile financiare. În ultimii 5 ani, afacerea dumneavoastră a crescut cu aproape 50%. De la 15 milioane lei în 2015 până la 22 de milioane de lei în 2019. Apoi am văzut că și profitul a avut o creștere constantă, sănătoasă, sustenabilă, iar dinamica pe anul 2020 a fost de asemenea foarte bine gestionată. Care sunt factorii cheie de succes și cum ați reușit acest progres? Ce credeți că vă diferențiază față de concurență? După părerea mea, succesul în afaceri presupune pregătire, disciplină, pasiune, ambiție, implicare și foarte multă muncă. Dacă toate acestea sunt făcute din plăcere, consider că succesul este garantat. Așa cum ai spus, avem un brand puternic cu tradiție, construit în cei peste 125 de ani în Germania și continuați în România în cei 14 ani de la înființare. Astăzi este cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă a preparatelor din pește și fructe de mare din Europa, având o rețea de peste 370 de locații, din care 5 în România. În toți acești ani am investit bani, timp și energie, reușind să creștem afacerea an de an, atât din punct de vedere al numărului de locații, cât și al vânzărilor și profitului. Produsele noastre sunt produse de cea mai bună calitate, provenind din pescuitul sustenabil și ecologic, aspect recunoscut de cele 6 certificate de sustenabilitate pe care le deținem, certificate emise de organele abilitate. Produsele noastre nu conțin arome artificiale, conservanți sau coloranți. Toate ingredientele și materiile prime nu provin din organisme modificate genetic. Focusul nostru permanent a fost pe calitatea ingredientelor, pe calitatea produselor, pregătirii produselor și pe calitatea servirii acestora către client. De asemenea, un factor important a fost inovarea continuă prin introducerea în meniu în permanență a unor produse noi. Chiar recent, în urmă cu 5 luni, am introdus produsele pe bază de plante, produse cu ingrediente naturale 100% vegetariene, care nu conțin soia. Aceste produse sunt realizate din făină de grâu, făină de orez și proteine leguminoase. Dacă ar fi să surprind așa esențialul factorilor cheie de succes, calitate foarte bună la produse, exigență maximă pe zona aceasta, investiție în angajați și inovare permanentă. Foarte, foarte interesant mi s-au părut produsele de pește vegane. Sincer, nu am mai auzit până acum că se poate așa ceva și sună foarte, foarte interesant. În ciuda tuturor acestor bune practici, totuși realitatea din 2020 a fost una dură pentru întreg sectorul Horeca. Am văzut câteva cifre, vânzările au scăzut cu 44% și profitul la nivel de industrie a scăzut de 4 ori. Deci o perioadă cu foarte, foarte multe provocări. Cum a supraviețuit afacerea dumneavoastră în acest context și ce ați făcut prima dată în situația de pandemie? Cum știm cu toții, sectorul Horeca, sector important al economiei românești, care contribuie cu peste 5% din produsul intern brut, a fost unul din domeniile care au fost și continuă să fie puternic afectate de pandemia de COVID-19. La fel ca majoritatea companiilor din sector, și compania noastră a avut de suferit ca urmare a acestor restricții impuse de autorități, înregistrând scăderi în media sectorului atât a vânzărilor cât și a profitului,
Chiar dacă începutul anului 2020 a fost unul bun, cu o creștere de 15% în primele două luni. În perioada când afacerea a fost efectiv închisă, ca urmare a relațiilor bune construite în decursul celor 14 ani, am reușit amânarea la plata unor plăți scadente și de asemenea renegocierea prețurilor și termenelor de plată cu majoritatea furnizorilor de produse și servicii, inclusiv cu mall-urile, proprietarii locațiilor în care ne desfășurăm activitatea. De asemenea, am beneficiat de facilitățile fiscale acordate de stat, cum ar fi înghețarea rambursării ratelor la creditul de investiții pentru o perioadă de 9 luni. Am fost scutit de plata impozitului specific, am primit ajutor tehnic pentru angajați, am primit grantul pentru capital de lucru acordat de stat conform măsurii 2 și de asemenea am contractat un împrumut prin IMM Invest cu garanția statului. Odată cu redeschiderea restaurantelor în luna iunie anului trecut, am luat decizia să introducem și o nouă linie de business, cea de home delivery. În prezent, produsele noastre sunt livrate prin curierii celor trei parteneri cu care lucrăm, neavând o flotă proprie. Vânzările generate de serviciile de delivery reprezintă în medie circa 18% din totalul vânzărilor, cu variații între 15% și 35% funcție de restricțiile impuse privind prezența clienților în locații. Deci deja o creștere foarte mare în doar câteva luni și aceasta a fost una din cheile de succes cu diversificarea canalelor de vânzare prin livrare și de asemenea am reținut renegocierea contractelor, gestiune foarte bună pe cash flow și spuneați mai devreme inovare cu produse noi. Dacă încercăm să surprindem într-un minut o zonă a intervenției statului, despre care ați spus deja că ați exploatat toate oportunitățile oferite, dar dacă privim către viitor, ce ar putea să facă guvernul pentru a contribui la, să spunem, creșterea sustenabilă a sectorului Horeca în România? De la debutul pandemiei, statul român a acordat facilități fiscale companiilor care au ajutat aceste companii, inclusiv pe noi, așa cum am menționat mai devreme. Aceste ajutoare au fost binevenite pentru noi, chiar dacă acestea, să spun, au fost limitate ca sume și timp de bugetul de stat. Întârzierile în implementarea și plata acestora au pus în dificultate însă o parte din companii. În prezent, putem accesa această schemă de ajutor de stat privind acordarea sprijinului financiar. Companiile care îndeplinesc anumite condiții urmează să primească o compensație de 20% din scăderea cifrei de afaceri în anul 2020 față de anul 2019. Deci aici o să intervin pentru că sunt măsuri foarte bune, dar este clar că e nevoie de accelerarea implementării lor prin debirocratizare și să se miște practic mai rapid autoritățile. Da. Super. Mulțumim frumos pentru discuția foarte interesantă. Și vă dorim mult succes în afaceri și toate gândurile bune. Mulțumesc și eu și sănătate tuturor și succes tuturor. Mulțumesc. Practic, așa cum am văzut, rezistența unui business în perioade economice dificile se poate face cu inovare, produse și canale noi de vânzare, agilitate. Ați văzut cât de repede s-au repoziționat, relații solide cu partenerii de afaceri care au sprijinit prin flexibilitate și noi condiții renegociate și, desigur, exploatarea tuturor oportunităților de finanțare existente. În episodul următor o să discutăm despre tendințele vânzărilor online în sectorul Horeca. Până atunci, să nu uităm, banii sunt întotdeauna mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.